Bine ați venit. În clipul de astăzi vom rezolva împreună subiectul de la simularea examenului de bacalaureat 2022, profil tehnologic. Haideți să începem cu primul exercițiu. Avem o progresie AN cu n mai mare egal decât 1 și știm că a3 este 6 iar a4 este 9 și trebuie să aflăm primul termen. Păi, dacă noi știm A4 și A3, adică doi termeni consecutivi, putem să aflăm rația. Pentru că rația se află prin diferența a doi termeni consecutivi, putem să spunem că rația este A4 minus A3, de aceea rația va fi 9 minus 6 și obținem că rația din această progresie aritmetică este 3. Și acum, Vă reamintesc, formula pentru termenul general dintr-o progresie aritmetică n este egal cu A1 plus N minus 1 ori rația. Și putem să mergem fie în A4, fie în A3 pentru a afla primul termen. Unde vreți voi. Voi merge în A3. Dacă vom folosi această formulă, A3 va fi egal cu A1 plus 2R și haideți să înlocuim, avem 6 egal cu A1 plus 2R3 adică 6 egal cu a1 plus 6, de unde rezultă că primul termen din această progresie este 0. Dacă nu vă descurcați așa de bine la progresii, mergeți și căutați clipul în care discut doar despre progresii. Dacă nu îl găsiți pe canal, intrați pe site-ul pauzademate.ro și la secțiunea liceu, la lecții, la clasa 9, veți găsi clipul cu progresii. Acolo găsiți multe alte clipuri care vă ajută cu siguranță în recapitularea materiei pentru examen. Mergem mai departe la 2. Se consideră funcțiile f definită pe r cu valori în r unde f de x este x la 2 plus 2x minus 3 și g definită pe r cu valori în r, unde g de x este x minus 3. Determinați numerele reale a pentru care f de a e egal cu g de a. Haideți să vedem mai întâi cine este f de a. f de a se obține prin înlocuirea lui x cu a. Și atunci f de a va fi egal cu a la pătrat plus 2a minus 3, iar g de a este a minus 3 și trebuie să le egalăm, așa că a la a doua plus 2a minus 3 este egal cu a minus 3. Observăm că adunând 3 scăpăm de el, așa că vom avea a la a doua plus 2a egal cu a. Putem să mutăm acesta cu scădere și obținem că a la a doua Plus a egal cu 0 avem o ecuație de gradul al doilea, însă fiind o ecuație incompletă, nu are c-ul sau mai bine zis c-ul este 0, nu e absolut necesar să rezolvăm cu delta, putem să dăm factor comun a și atunci obținem a pe lângă a plus 1 egal 0. Un produs este 0 dacă unul dintre factori este 0, asta înseamnă fie că a este 0, fie paranteza este 0. Și atunci, din faptul că A plus 1 este 0, ne rezultă că A este 1. În concluzie, A poate lua valorile 0 și minus 1. Cred că am zis 1? E minus 1. Ați înțeles oricum? Mergem mai departe la 3. Rezolvați mulțimea numerelor reale ecuația. Logaritmul în bază 3 din x plus 3 egal cu 2. Fiind o ecuație logaritmică, trebuie să începem prin a discuta condițiile ca acest logaritm să existe, adică condițiile de existență. Dacă noi avem un logaritm în bază A din X, egal cu B, atunci întotdeauna X-ul, adică acea cantitate de la logaritm, trebuie să fie pozitivă, iar baza trebuie să fie pozitivă și diferită de 1. E obligatoriu asta. Și atunci, în cazul nostru, baza este pozitivă și diferită de 1, dar cantitatea nu știm. Așa că x plus 3 trebuie să fie mai mare decât 0. Asta înseamnă că x trebuie să fie mai mare decât minus 3. Haideți să vedem acum cum reușim să aflăm necunoscuta noastră. Dacă vrem să-l scriem pe acest 2 din partea dreaptă ca un logaritm, ne gândim logaritm în bază 3 din cât este 2. Păi din 3 la 2, adică din 9. Dacă nu, puteți să scoateți direct că x este a la puterea b. Aceasta este formula prin care transformăm din logaritm în exponențial. Adică în cazul nostru putem să scoatem direct că x plus 3 este 3 la 2. Având logaritm cu aceeași bază, cantitățile trebuie să fie egale, așa că x plus 2 este 9, de unde obținem că x este x plus 3 era, nu e x plus 2, x plus 3 este 9, așa că x va fi egal cu 6 și 6 este mai mare decât minus 3, așa că soluția acestei ecuații este 6. Mergem mai departe la 4. În urma unei scumpiri cu 30%, prețul unui produs a crescut cu 60 de lei. Determinați prețul după scumpire. Dacă prețul a crescut cu 60 de lei, înseamnă că cei 30% din preț înseamnă 60 de lei. Așa că putem să notăm cu X prețul inițial și atunci avem 30%, adică 30 pe 100 din prețul inițial, adică din X, înseamnă cei 60 de lei. Simplificăm printr-un 10 și atunci ne imaginăm că acest X este pe 1 și putem să facem înmulțirea și avem 3X pe 10 ori 1 înseamnă 10, egal cu 60 P1, bineînțeles, și atunci înmulțind pe diagonal avem 3x ori 1 înseamnă 3x. 60 ori 10 înseamnă 600. Împărțind la 3 obținem că x este 200. Acesta este prețul inițial, dar nu am terminat, până acum avem 3 puncte din 5. Trebuie să aflăm prețul după scumpire. Dacă noi știm că prețul se mărește cu 60 de lei, prețul după scumpire va fi 200 plus 60, adică 260 de lei. Mergem mai departe la 5. În reperul cartezian x o, y se consideră punctele A de coordonate minus 4, 1, B de coordonate 2, 3 și dreapta de ecuație Y egal cu 2X plus A, unde A este un număr real. Determinați numărul real știind că mijlocul segmentului AB aparține dreptei D. Haideți să notăm cu M acest mijloc, fie M mijlocul segmentului AB. Și atunci, haideți să vedem ce proprietate va avea acest punct. Dacă noi avem un segment, îl notez cu AB, și un punct M la mijloc, atunci coordonatele lui M reprezintă media aritmetică dintre coordonatele de pe capete. Adică aș putea să spun că X-ul lui M este egal cu XA plus XB pe 2, Respectiv, ym este ya plus yb pe 2. Și haideți să înlocuim. Avem minus 4 plus 2 pe 2. Minus 4 plus 2 este minus 2 pe 2 înseamnă minus 1. Respectiv, 1 plus 3 pe 2. Și atunci avem 4 pe 2 care înseamnă 2. Și obținem că m are coordonatele minus 1 și 2. Și noi știm că m trebuie să aparțină acestei drepte. Dacă aparține acestei drepte, înseamnă că pot în ecuația dreptei, în loc de x, să scriu x lui m și în loc de y să scriu y lui m. Așa că voi avea y lui m este 2 egal cu 2 ori x-ului m este minus 1 plus a și atunci avem 2 egal cu minus 2 plus a, îl ducem pe 2 cu operația de adunare și atunci obținem că a este 4. Mergem mai departe la 6. Se consideră un triunghi ABC cu AB egal cu AC, BC egal 12 și măsura unghiului B de 45 de grade. Arătați că aria triunghiului ABC este 36. Haideți să facem un desen. E foarte interesant faptul că triunghiul este isoscel și avem și un unghi de 45. Înseamnă că triunghiul acesta este destul de special sau destul de norocos, am putea să spunem. Aceste laturi sunt egale, unghiul are 45 și avem BC de 12. Păi dacă este un triunghi isoscel, dacă este un triunghi isoscel de bază BC, mai, zi, mai bine zis, din proprietățile triunghiului isoscel, noi știm că unghiurile de la bază sunt congruente. Asta înseamnă că și unghiul C are 45 de grade. Și dacă B are 45 de grade, are cât rămâne pentru A? Păi în total noi știm că suma este 180 de grade și atunci pentru unghiul A ne rămân 90 de grade. Asta înseamnă că acest triunghi este un triunghi dreptunghic și isoscel. Și dacă e un triunghi dreptunghic și isoscel, putem să construim înălțimea care cade la mijloc și este și o mediană și ea este jumătate din ipotenuză. E așa că vă era doar de geometria de clasa 7. -a? Așa că am putea să spunem fie AX perpendicular pe BC, dar pentru că triunghiul ABC este isoscel și are și un unghi de 90 de grade, ne rezultă că AX este jumătate din ipotenuză, pentru că mediana într-un triunghi dreptunghi era jumătate din lungimea ipotenuzei, așa că AX va fi 12 pe 2 și obținem 6 cm, așa că pentru aria triunghiului ABC ne folosim de bază și de înălțime, adică ax ori bc pe 2 și înlocuind avem 6 ori 12 pe 2, simplificăm și avem 6 ori 6, adică 36 exact ce se cerea. Mergem mai departe la subiectul al doilea. Se consideră matricea A de X. Arătați că determinantul lui A de 0 este 0. Haideți să scriem mai întâi cine este A de 0. A0 se obține prin înlocuirea lui x cu 0, așa că vom avea 0, 0, 1. 2, ori 0 este 0 plus 1 e 1. Așa că haideți să calculăm determinantul. Determinant din A0 de 0 va fi determinant din 0, 0, 1, 1 și atunci începem de pe diagonala principală și avem 0, ori 1 este 0 și 0, ori 1 este tot 0, dar cu minus și atunci rezultatul este 0. Mergem mai departe la punctul B. Ară determinați numărul real A pentru care 2 ori A de 4 plus A de minus 2 egal cu A ori A de 2. Haideți să scriem mai întâi cine este A de 4, cine este A de minus 2, cine este A de 2. Așa că A de 4 va fi 4, 4, 1. 4 ori 2 este 8 plus 1, 9. Apoi A de minus 2, este egal cu minus 2, minus 2, 1. Minus 2 ori 2 este minus 4, plus 1 este minus 3. Iar A de 2 este egal cu 2, 2, 1, 2 ori 2, 4, plus 1, 5. Și atunci, haideți să înlocuim, avem 2 ori A de 4, plus A de minus 2, care trebuie să fie egal cu A ori A de 2, adică 2, 2, 1, 5. Și atunci, când trebuie să înmulțim un număr, o constantă cu o matrice, trebuie să înmulțim toate elementele, așa că vom avea 2 ori 4 este 8, încă un 8, 2 ori 1, 2, 2 ori 9, 18. Și transcriem. Apoi, în partea dreaptă, vom avea A ori fiecare element, Adică 2a, 2a, a și 5a. Și acum, dacă vom face operația din stânga, haideți să vedem ce obținem. Avem așa: 8 plus minus 2, adică 8 minus 2 care înseamnă 6, 8 minus 2 înseamnă 6, 2 plus 1 e 3 și 18 minus 3 este egal cu 15 și trebuie să fie egal cu 2A, 2A, A și 5A. Așa că egalăm element cu element și haideți să vedem cât va fi A-ul. Trebuie să fie același a peste tot, pentru că acele condiții trebuie să aibă loc simultan. Așa că 2A observăm că trebuie să fie 6, A trebuie să fie 3 și 5A trebuie să fie 15. Din prima, dacă împărțim la 2, obținem că A este 3. Iar din ultima A este, bineînțeles, tot 3, în concluzie A va fi 3. Mergem mai departe la punctul C. Arătați că dacă x aparține lui m2 cu elemente reale, astfel încât x ori a de 1 egal cu a de m, unde m este un număr întreg, atunci x are toate elementele în numere întregi. Haideți să încercăm să aflăm pe x de aici. Dacă vrem să-l aflăm pe x, trebuie să scăpăm de a de 1 și atunci ar trebui să înmulțim cu inversa lui a de 1 la dreapta. Dar pentru asta, haideți să ne asigurăm că a de 1 este o matrice inversabilă, după care îi aflăm inversa și înmulțim cu ea. Așa că a de 1 este egal cu 1, 1, 1 și 3. Pentru a afla inversa unei matrice, trebuie să aflăm determinantul și să ne asigurăm că este diferit de 0. Avem 1, 1, 3 și când vom calcula vom avea 1, ori 3, 3, minus 1 și obținem 2. Este diferit de 0, asta înseamnă că există inversa lui A de 1. Și atunci, următorul pas este să scriem A de 1 transpus. Și vom avea 1, 1, 1 și cred că era 5 sau 3. era. Practic e fix același lucru. Și acum ajung tastelat care este formată din elemente de tipul A11, A12, A21, A22, unde A11 este egal cu minus 1 la puterea 1 plus 1 și acum venim în transpusă și tăiem linia 1, coloana 1 și observăm că rămânem cu 3. Și acum minus 1 la puterea 1 plus 1 este 1, ori 3 va fi 3. Mai departe, A12 înseamnă minus 1 la puterea 1 plus 2, și tăiem linia 1, coloana 2, și rămânem cu 1. Minus 1 la A3 este minus 1, ori 1 va fi minus 1. Apoi A2 1 este minus 1 la puterea 2 plus 1, ori venim și tăiem linia 2, coloana 1, și rămânem cu 1. Așa că minus 1 la puterea 3 înseamnă minus 1, ori 1 este minus 1. Și A2 2 este egal cu minus 1 la 2 plus 2, ori și rămânem cu 1. Așa că va fi 1, ceea ce înseamnă că A stelat este egal cu 3 minus 1, minus 1, 1, iar pentru inversa unei matrice avem formula că A la minus 1 este 1 pe determinant ori A stelat. Și acum, determinantul cred că era 2, așa că avem 1 pe 2, ori 3 minus 1, minus 1, 1 și obținem 3 pe 2, minus 1 pe 2, minus 1 pe 2 și 1 pe 2. Și acum avem această ecuație. X ori AD1 este egal cu ADM. Dacă vrem să aflăm pe x, așa cum am spus, trebuie să înmulțim cu. A la minus 1 de 1 în partea dreaptă, pentru că matricea este în partea dreaptă și astfel vom scăpa de ea. Și atunci putem să spunem că X este egal cu A de M ori A la minus 1 de 1. Și haideți să înlocuim. Avem X egal cu A de M este M, M, 1, 2M plus 1. Iar inversa era 3 pe 2, minus 1 pe 2, minus 1 pe 2 și 1 pe 2. Și acum haideți să înmulțim cu mare grijă. Voi colora elementele. Avem liniile și coloanele. Și acum avem de înmulțit mai întâi galben cu albastru. Asta înseamnă voi lua separat M ori 3 pe 2 plus M ori minus 1 pe 2 Așa că obținem 3m pe 2 plus cu minus va fi minus m pe 2. Avem același umitor, facem scăderea și obținem 2m pe 2, care înseamnă m. Mai departe. Haideți să înmulțim galben cu verde. Asta înseamnă minus 1 pe 2 ori m plus 1 pe 2 ori M și observăm că sunt numere, numere opuse. Asta înseamnă că se reduc și ne dă 0. Mergem acum la roz sau roșu, pe care trebuie să îl mulțim cu albastru. Putem să scriem și în felul acesta, poate vă este mai ușor să mă urmăriți. Și avem 1 ori 3 pe 2 înseamnă 3 pe 2. Și acum, minus 1 pe 2 cu fiecare, minus 1 pe 2 ori 2M, și minus 1 pe 2 ori 1. Haideți să vedem ce obținem. Avem practic 3 pe 2, simplificăm și rămânem cu M și minus 1 pe 2, 3 pe 2 minus 1 pe 2 este 2 pe 2, adică 1 și avem 1 minus M și apoi avem ultima, roz cu, sau roșu cu verde, și vom avea minus 1 pe 2, apoi 1 pe 2 ori 2m și 1 pe 2 ori 1, care înseamnă 1 pe 2. Și observăm că acestea două se reduc, simplificăm și un 2 și rămânem doar cu m. În concluzie, acesta este x-ul și trebuie să vedem de ce x-ul are toate elementele în numere întregi. Păi dacă m este un număr întreg, înseamnă că și 1 minus m este un număr întreg, și atunci toate elementele din matricea X sunt numere întregi, așa că putem să spunem că X este din M2 și are elementele numere întregi. Mergem mai departe la legea de compoziție. Pe mulțimea de numere reale se definește legea de compoziție. Arătați că, 1 compus, că 2 compus cu 1 este 1. Haideți să înlocuim așadar. Avem 2 compus cu 1. În locul lui X vom scrie 2, în locul lui Y vom scrie 1. Așa că avem 2 plus 1 pe lângă 2 minus 1, pe lângă 1 minus 1, plus 1. Și avem 3 ori 1 ori 0 plus 1, care înseamnă, bineînțeles, 0 plus 1 și obținem într-adevăr 1. Mai departe, trebuie să arătăm că legea de compoziție este comutativă. Haideți să scriem definiția. Practic, noi trebuie să arătăm că x compus cu y este egal cu y compus cu x, oricare ar fi x și y din mulțimea în care lucrăm. Și atunci vom avea x compus cu y, este cel din enunț, este x plus y pe lângă x minus 1 pe lângă y minus 1 plus 1. Și acum, în prima paranteză, având o adunare, adunarea este o operație comutativă. Asta înseamnă că aș putea să scriu y plus x, și mai departe, avem o înmulțire și înmulțirea la rândul ei, este comutativă, așa că putem să scriem y minus 1 și x minus 1 plus 1 și observăm că am obținut exact y compus cu x, ceea ce înseamnă că x compus cu y este egal cu y compus cu x, oricare ar fi x și y din R. Deci, în concluzie, legea de compoziție steluță este comutativă. Incredibil de ușor. Și mai departe punctul C. Haideți să vedem această inegalitate. <coughs> să luăm separat, să calculăm n compus cu 1 minus n și apoi să ne întoarcem. Și avem așa, în locul lui xn, în locul lui y, 1 minus n. Și vom avea n plus 1 minus n pe lângă n minus 1 pe lângă 1 minus n minus 1 plus 1. Dacă vi se pare că merg prea repede, aveți undeva viteza de redare a clipului și o puteți micșura oricând, dacă vi se pare că sunt prea rapidă. Dacă vi se pare că vorbesc prea rar și vreți să grăbiți ritmul, puteți să măriți viteza de redare și să o adaptați nevoilor voastre. Putem să reducem acest n și din prima paranteză rămânem cu 1, apoi avem n-1, minus apoi se reduce 1 și rămânem cu minus n, și 1 un plus 1. Și acum, dacă facem înmulțirea, avem n minus 1 pe lângă minus n plus 1. Asta înseamnă când desfacem paranteza, minus n la a doua, minus cu minus va fi plus și unor n este n plus 1. Și haideți să ne întoarcem sus. Avem minus n la a doua plus n plus 1 mai mare egal decât n la puterea a doua. Mutăm totul într-o parte. Îl mutăm pe acest n pătrat în stânga și avem n minus n pătrat minus n pătrat înseamnă minus 2n pătrat plus n plus 1 mai mare egal decât 0 și haideți să o luăm separat, să o rezolvăm cu delta și facem acel tabel și apoi scoatem numerele naturale potrivite. Vom scrie de sub ecuația atașată, adică 2n pătrat plus n plus 1 egal 0. Scoatem cu eficienții, a este minus 2, b este 1, c este 1. Asta înseamnă că delta care are formula b la a doua minus 4, a ce va fi? 1 la a doua minus 4 ori minus 2 ori 1. Și atunci obținem că delta este 1 plus 4 ori 2, 8 ori 1, 9. 8 ori 1 este 8 și în final delta este 9. Asta înseamnă că radical din delta este 3. Și atunci, N1, care are formula minus b plus radical din delta pe 2a, va fi minus b înseamnă minus 1 plus radical din delta adică 3. Pe 2a înseamnă 2 ori minus 2 adică minus 4 și obținem 2 pe minus 4, simplificăm prin 2 și obținem minus 1 pe 2 apoi N2 este minus B minus radical din delta pe 2A, care înseamnă minus 1 minus 3 pe minus 4 și avem minus 4 pe minus 4, adică 1. Și acum nu uitați că trebuie să facem și un tabel. Avem N minus 2N pătrat plus N plus 1, de rădăcinile minus 1 pe 2, și 1, 0, 0, între rădăcini avem semnul contrar lui a, adică în acest caz avem minus, semnul lui a este minus și între rădăcini vom avea plus, apoi în afara rădăcinilor vom avea semnul lui a, adică minus. Și noi ne doream să avem mai mare egal decât 0 și atunci observăm că în tabelă în această zonă suntem, dar pentru că n-ul trebuie să fie un număr natural, haideți să vedem ce numere naturale sunt în zona respectivă. Păi, dacă suntem între minus 1 pe 2 și 0, între minus 1 pe 2 și 1, atunci vom avea pe 0 și pe 1, pentru că noi putem să avem mai mare egal decât 0, deci poate fi și 0. A fost extrem de ușor subiectul al doilea. Mergem mai departe la subiectul al treilea. Și la punctul A, așa cum ne-am obișnuit, avem de calculat derivata. Și avem f derivat de x înseamnă, x plus 3 supra x la pătrat plus logaritm natural din x, totul derivat. Având o sumă, noi trebuie să derivăm fiecare termen în parte din această sumă, așa că pe de o parte avem fracția derivată, pe de altă parte avem logaritmul derivat. Și acum, dacă vrem să derivăm această fracție, vă reamintesc că dacă avem a pe b totul derivat, atunci vom obține a derivat și b nederivat minus a-ul rămâne nederivat și derivăm b-ul supra b la pătrat. Așa că vom avea mai întâi x plus 3 derivat și x la a doua rămâne nederivat minus x plus 3 și îl derivăm pe x la 2 totul supra numitorul la pătrat, iar logaritmul natural derivat este 1 pe x. Și avem direct 1 pe x, așa că vom obține că f derivat de x este x plus 3 derivat. x derivat este 1 și am scăpat rapid, pentru că 3 derivat fiind o constantă e 0 și nu-l mai avem, așa că rămânem cu 1 ori x la a doua care înseamnă x la a doua. apoi minus x plus 3 și x la a doua derivat, 2-ul cade în față și rămânem cu 2x și numitorul x la a doua totul la a doua înseamnă x la a patra și plus 1 pe x. Dar trebuie să aducem la o formă mai drăguță pentru că nu arată bine deloc. Observăm că putem să desfacem paranteza și avem x la a doua minus x ori 2x înseamnă 2x la a doua, pentru că x ori x înseamnă x la a doua, mai departe, dacă ne uităm cu atenție, observăm că avem plus cu minus care face minus și 3 ori 2x înseamnă 6x. Supra x la 4 plus 1 pe x. Putem să facem calculul acela și avem numitorul comun. x la 2 minus 2x la 2 înseamnă minus x la 2 minus 6x plus 1 pe x ce am mai putea să mai facem oare, am putea, spre exemplu, să aducem la același numitor sau am putea să dăm un factor comun la numărător, am putea să scoatem un x în factor și atunci din minus x la a doua rămânem cu minus x, iar din șase, minus 6x, dacă l-am luat pe x în factor, ne rămâne minus 6 și o să aveam x la a patra și 1 pe x. Și putem să simplificăm și rămânem cu minus x minus 6 pe x la 3. plus 1 pe x. Dar tot nu am terminat pentru că mai avem ceva de făcut. Trebuie să aducem la același numitor, amplificăm, dacă avem la, în stânga x la 3, treia, ne mai trebuie x la a doua pentru a ajunge la același grad. Noi avem deja x și înmulțim cu x la 2. Așa că numitorul comun este x la 3. și avem minus x minus 6 Plus 1 ori x la 2 înseamnă x la 2. În concluzie f derivat de x este x la 2 minus x minus 6 pe x la a3. Exact ce se cerea. Mergem mai departe la punctul B. Determinați ecuația tangentei la graficul funcției. În punctul de abscisă x egal cu 1. Avem formula y minus f de x0. Egal cu f derivat în x0 pe lângă x minus x0. Așa că trebuie să calculăm odată derivata în punctul 1 și funcția în punctul 1. Și atunci f de 1 înseamnă că aici trebuie să-l înlocuim pe x cu 1. Și atunci vom avea 1 plus 3 pe 1 la a doua plus logaritm de 1, care face 0 și am scăpat de el. Apoi, 1 plus 3 este 4, 1 la 2 este 1, de acesta scăpăm pentru că, așa cum am spus, e 0, și atunci avem 4. F de 1 este 4. Mai departe, f derivat în 1 mergem și înlocuim în punctul a și avem 1 la 2, minus 1, minus 6 pe 1 la 3, 1, minus 1, minus 6 pe 1, care înseamnă de fapt minus 6 pe 1, adică minus 6. Și haideți să înlocuim în formulă, avem y minus f de 1 ne-a dat 4, derivata ne-a dat minus 6 și avem x minus 1. Desfacem paranteza și mai aranjăm puțin și obținem y minus 4 egal cu, desfacem și avem o dată, minus 6x și minus 6 ori minus 1 este plus 6. Îl mutăm pe 4 din stânga în dreapta cu adunare, și atunci obținem y egal cu minus -6x plus 6 plus 4 plus 10. Dacă nu vă descurcați atât de bine la cerința aceasta, mergeți pe canal și vedeți clipul unde discut doar despre ecuația tangentei. Cu siguranță vă va fi de folos. Și acum am ajuns la punctul C, unde trebuie să demonstrăm o inegalitate. Avem logaritm natural din x pe 3. Mai mare egal decât 2 pe 3, minus 1 pe x, minus 3 pe x pătrat. Arată foarte interesant, dar, așa cum îmi place mie să spun și probabil cei care mă urmăriți știți asta deja din clipuri, dacă ați ajuns la punctul C și nu ați făcut tabelul de monotonie, cu siguranță e momentul să o faceți. Pentru că nu există subiectul al treilea fără tabel de monotonie. Așa că nu ne interesează inegalitatea, știu că majoritatea, doar când o vedeți vă speriați și aveți senzația că nu știți să o faceți. Dar dacă faceți tabelul de monotonie care nu are nicio legătură cu inegalitatea, primiți conform baremului 3 puncte din 5. Deci jumătate, mai bine de jumătate din punctaj, îl primești pe un simplu tabel de monotonie. Așa că, haideți să egalăm derivata cu 0. Asta înseamnă că acea fracție drăguță x la a doua minus x minus 6 pe x la a treia trebuie să fie 0 însă o fracție este 0 doar dacă numărătorul este 0, așa că cel de sus trebuie să fie 0 și aici e specialitatea noastră pentru că facem cu delta. Avem A este 1, B este minus 1 și C este minus 6. Asta înseamnă că delta va fi B la a doua, înseamnă minus 1 totul la a doua, minus 4 ori 1 ori minus 6. Și atunci obținem minus 1 la 2 doua înseamnă 1, apoi 4 ori 1 este 4 și minus 4 ori minus 6 înseamnă plus 24 și obținem că delta este 25. Asta înseamnă că radical din delta este 5. Și atunci haideți să aflăm soluțiile. x1, voi scrie aici, este egal cu minus b, adică minus minus 1, ceea ce înseamnă 1 plus radical din delta, adică 5, pe 2, pentru că avem 2A, și atunci obținem 6 pe 2, adică 3, iar x2, bineînțeles că va fi 1 minus 5 pe 2, asta înseamnă că obținem minus 4 pe 2, adică minus 2. Și haideți să facem tabelul din fericire sau din nefericire după caz. Una din soluții nu se află în domeniu. Avem x, avem f derivat de x și mai avem și un f de x. Domeniul este 0 infinit și rădăcina singura care se află în domeniul de definiție este 3. Și acum, noi avem la numitor x la a treia, dar pentru că x-ul este în intervalul 0 infinit, e clar ceva pozitiv, iar la numărător avem o funcție de gradul al doilea. Și vă reamintesc că între rădăcini avem semnul contrar lui a și în afara rădăcinilor avem semnul lui a. În cazul nostru, cele două rădăcini erau minus -2 și 3, asta înseamnă că această porțiune este cumva între rădăcini și atunci semnul contrar lui a va fi minus, iar în afara rădăcinilor vom avea plus. Și atunci funcția pe primul interval este descrescătoare. Și apoi este crescătoare. Haideți să scriem povestea de final. Stați să vedem cum ar trebui să fac. Ar trebui să dublez și voi șterge partea aceasta. Voi micșora puțin tabelul pentru a avea un pic mai mult loc. Și avem așa: f derivat de x este mai mic egal decât 0, oricare ar fi x din intervalul 0,3, și atunci rezultă că funcția este descrescătoare pe 03 Apoi, f derivat de x este mai mare egal decât 0, oricare ar fi x din intervalul 3 infinit. Asta înseamnă că funcția este crescătoare pe 3 infinit. Nimic special până aici. Aș zice că asta ar trebui să știți să faceți cu toții, un tabel de monotonie. Dacă ne uităm un pic mai cu atenție, ce am putea să spunem despre punctul 3? Ce este el pentru noi? Având în vedere cum vin acele săgeți, este un punct de maxim sau un punct de minim? E clar un punct de minim pentru că este undeva aici jos. Și atunci, dacă x este un punct de minim, înseamnă că f de x cu siguranță este mai mare sau egal decât f de 3, pentru că în 3 se atinge practic cea mai mică valoare a funcției. Așa că, haideți acum să calculăm cât este f de 3 <coughs> și mergem să înlocuim sus. Avem 3 plus 3. Pe 3 la a doua, plus logaritm natural din 3. Asta înseamnă că obținem 6 pe 9 plus logaritm din 3. Simplificăm și rămânem cu 2 pe 3 plus logaritm natural din 3. Așa că haideți să înlocuim și avem f de x mai mare egal decât 2 pe 3 plus logaritm natural din 3, oricare ar fi x număr din intervalul 0 infinit. Și repet, nu ne-am legat încă de inegalitate, da? E momentul să o facem, haideți să vedem cum. Imediat fac puțin loc și haideți să folosim relația pe care am găsit-o. Și anume că F de X e mai mare egal decât 2 pe 3 plus logaritm natural din 3. Cine este F de X? Este x plus 3 pe x la 2 plus logaritm natural din x. Și știm că e mai mare egal decât 2 pe 3 plus logaritm natural din 3. Haideți să încercăm să facem acum să ne apropiem cumva de relația de mai sus. Și atunci observăm că trebuie în stânga să avem logaritmul și să nu mai avem fracția aceasta. Așa că putem să mutăm logaritmul acesta cu scădere și fracția cu scădere în partea dreaptă. Și avem logaritm natural din x minus logaritm natural din 3, mai mare egal decât 2 pe 3, minus x plus 3 pe x la 2. Și acum, pentru că avem o scădere de logaritm, cu aceeași bază, ambii sunt logaritmi naturali, putem să transformăm în fracție. Și observați cum suntem tot mai aproape, apoi putem să separăm această fracție în două fracții. Dacă avem, spre exemplu, a plus b supra c, putem să separăm în a pe c și b pe c. Așa că și aici am putea să separăm în x pe x la 2 plus 3 pe x la 2. Și avantajul este că putem să simplificăm această fracție astfel încât rămânem cu 1 și cu x în partea de jos. Și în final obținem logaritm natural din x pe 3, mai mare egal decât 2 pe 3, minus 1 pe x și când desfacem paranteza, plus cu minus va fi tot minus 3 pe x pătrat, exact ce se cerea. Dar repet, chiar dacă nu știți să rezolvați până la capăt, nu uitați de tabelul de monotonie. Și mergem la exercițiul al doilea. Punctul A avem integrală de la 0 la 2 din f de x minus e la x pe 2. Păi haideți să înlocuim direct. Avem integrală de la 0 la 2 din f de x este x plus e la x pe 2 plus 1 minus e la x pe 2 de x. Scăpăm de e la x pe 2. Așa că rămânem cu integrală de la 0 la 2 din x plus 1 de x și putem să separăm în două integrale, astfel încât avem integrală de la 0 la 2 din x de x plus integrală de la 0 la 2 din 1 de x și acum, dacă avem integrală din x la n, prin integrare, gradul crește cu 1. Asta înseamnă că vom avea x la puterea n plus 1 supra n plus 1. Și orice constantă integrată va fi constanta respectivă ori x. Asta înseamnă că x-ul acesta având puterea 1, când îl integrăm, vom obține x la a doua pe 2, de la 0 la 2, plus integrală din 1 este 1 ori x, adică x, de la 0 la 2, și atunci vom obține 2 la a doua pe 2, minus 0 la a doua pe 2, Plus 2 minus 0, 2 la a doua este 4, iar 4 pe 2 este 2. Bineînțeles, cele care au 0 sunt 0. Și avem 2 plus 2 care e? e 4. Și mergem acum la punctul B. Integrală de la 0 la 1 din 2x pe lângă f de x minus 1 și trebuie să arătăm că este 5 pe 3. Presim că vom avea o integrare prin părți. Haideți să vedem. Avem integrală de la 0 la 1 din 2x. Pe lângă f de x este x plus e la x pe 2 plus 1, minus 1. Reducem și avem integrală de la 0 la 1 din 2x pe lângă x plus e la x pe 2 de x. Haideți să desfacem și această paranteză pentru că nu arată prea drăguț. Și avem integrală de la 0 la 1 din 2 și x ori x înseamnă x pătrat plus 2x ori e la x pe 2. Și uitați ce frumos se simplifică. Și putem în pasul următor chiar să desfacem în două integrale. Astfel încât avem integrală de la 0 la 1 din 2x pătrat de x. Și a doua integrală este integrală de la 0 la 1 din x pe la x de x. Și haideți să le luăm separat ca un a și un b. Și atunci avem prima integrală, la care putem să-l scoatem pe 2 în față și rămânem cu integrală din x la a doua de x. Și aceasta este o integrală simplă, pentru că, așa cum am spus mai devreme, crește gradul cu 1 și obținem x la a treia pe 3 de la 0 la 1. Asta înseamnă 2 pe lângă 1 la a treia pe 3, minus 0 la a treia pe 3. Din fericire, cel cu 0 dispare și rămânem cu 2 ori 1 la orice putere este 1. Așa că rezultatul va fi 2 pe 3. Mergem și îl scriem aici. Și acum, haideți să ne ocupăm de integrala de la B. Aceasta este o integrală clasică de rezolvat prin părți. Haideți să vă explic cum funcționează integrala prin părți. Dacă avem integrală dintr-un f și un g derivat, o funcție derivată, atunci când integrăm prin părți, vom avea f și g, ambele nederivate, dacă integrala este definită de la un a la b, atunci și aici vom avea de la a la b, minus integrală de la a la b, din f derivat și g derivat de data aceasta. Când folosim această formulă? Când avem un produs și avem două funcții diferite. Dacă funcțiile nu seamănă, nu am putea să facem o schimbare de variabilă și ceea ce ne ajută este integrarea prin părți. Dacă, și aici, dacă nu vă descurcați prea bine, mergeți pe canal și lucrați clipul în care discut doar despre integrarea prin părți sau doar despre integrarea prin schimbarea de variabilă. Cu siguranță vă va fi folositor pentru examen. Și acum, noi avem integrală din x e la x de x. Trebuie să ne identificăm un f și un g derivat. Dacă în acel produs este exponențiala, cu siguranță exponențiala este întotdeauna g derivat, pentru că, pentru că exponențiala e la x derivată integrată nu se schimbă. Și atunci la integrarea prin părți ne convine să luăm g derivat ca fiind e la x, pentru că asta înseamnă că g de x este, bineînțeles, tot e la x. Și dacă vom considera că f de x este x, atunci ne rezultă că f derivat de x este x derivat, adică 1. De aceea, integrala noastră va fi egală cu f ori g ambele nederivate, adică x e la x de la 0 la 1, minus integrală de la 0 la 1, de data aceasta din f derivat, adică din 1 ori e la x de x. Și haideți să calculăm mai departe. Mergem să-l înlocuim în prima parte. Pe x cu 1 și avem 1 ori e la 1, minus 0 ori e la 0, minus, și aceasta este o integrală banală, integrală din e la x este, evident, tot e la x de la 0 la 1. Așa că vom avea acest termen care dispare și rămânem cu e minus, înlocuim o dată cu 1 și o dată cu 0 și vom avea e minus, e la 1 este e, e la 0 este 1 și când desfacem această paranteză, observăm că avem e minus e, minus minus 1 va fi plus 1 și rămânem cu 1, pe care îl adăugăm la colecția de mai sus. Aducem la același mitor și avem 2 pe 3 plus 3 pe 3 și observăm că rezultatul este într-adevăr 5 pe 3. Haideți să vedem ce ne așteaptă la punctul C. Determinați numărul real A pentru care integrală de la minus 1 la 0 din f de x minus x ori f de x de x este egală cu toată chestia respectivă. Hmm, arată foarte interesant. M-aș gândi la o schimbare de variabilă, pentru că nu arată prea bine. Nu m-aș duce să înlocuiesc direct. Dar ca să fac o schimbare de variabilă, eu aș avea nevoie de o funcție derivată. Și atunci mă întreb, cât este funcția aceasta derivată? Poate derivata sa seamănă cu ceva din integrală. Haideți să calculăm cât o fi oare f derivat de x. Adică x plus e la x pe 2 plus 1 derivat. Este odată x-ul derivat 1. e la x pe 2 rămâne e la x pe 2 și 1 derivat este 0. Și atunci mă întreb f de x minus x, dacă înlocuim, oare cât dăm? Ia uitați, se simplifică și rămânem chiar cu 1 plus e la x pe 2. Asta înseamnă de fapt că f derivat de x este chiar f de x minus 2. Și atunci ceea ce f de x minus x și atunci ceea ce va funcționa este schimbarea de variabilă. Pentru că avem o funcție și derivata sa. Aș putea practic să vin aici să scriu că am în locul acelei paranteze f mic derivat ori f de x de x și haideți să facem Schimbarea de variabilă convenabilă. Putem să-l notăm pe f de x cu t. Asta înseamnă că f derivat de x de x este 1 de t. Și haideți să evidențiem. f derivat de x de x este 1 de t, așa cum spuneam. Apoi f de x este t-ul. Și acum trebuie să schimbăm intervalul în care lucrăm. Dacă x este minus 1, atunci T-ul va fi f de minus 1 și haideți să înlocuim. Avem minus 1 plus E la minus 1 pe 2 plus 1. Se reduc și rămânem cu E la minus 1 pe 2. E la minus 1 înseamnă 1 pe e, totul pe 2. Și când scăpăm de această funcție foarte frumoasă, această fracție supraetajată, obținem de fapt 1 pe 2e. Mai departe, dacă x este 0, atunci t va fi f de 0 și avem 0 plus e la 0 pe 2 plus 1. e la 0 este 1, așa că avem 1 pe 2 plus 1, aducând la același umitor, vom obține 1 pe 2 plus 2 pe 2, adică 3 pe 2. Haideți să rescriem atunci integrala. Și avem integrală, intervalul se schimbă. Avem de la minus 1 pe, 2, 1 pe 2e la 3 pe 2 din și în integrală observăm că rămânem doar cu t-ul de t. t. ul acesta este la puterea 1. Asta înseamnă că prin integrare gradul crește cu 1 și atunci avem t la a doua pe 2 de la 1 pe 2e la 3 pe 2 și atunci obținem, avem o dată 3 pe 2 la 2 pe 2 minus, 1 pe 2 e la 2 pe 2. Și haideți să aducem la o formă mai simplă, și apoi vom egala cu chestia de mai sus. Și atunci obținem, avem așa 9 pe 4 pe 2 minus, 1 pe 4 e la 2 pe 2. Și acum când scăpăm de supraetajat, avem 9 pe 4, teoretic împărțit la cel de jos, dar împărțirea la 2 înseamnă, de fapt, împărțirea la 2 pe 1 și la împărțirea de fracții noi știm că al doilea număr se poate întoarce, dacă vrem. Așa că am putea să spunem că avem 9 pe 4 ori 1 pe 2 și 1 pe 4 e pătrat, ori 1 pe 2. Așa că obținem 9 pe 8 minus 1 pe... 8e pătrat. Ar trebui să aducem la același numitor. Haideți să amplificăm cu e pătrat și atunci obținem 9e pătrat minus 1 totul pe 8e pătrat. Și această fracție știam că trebuie să fie egală cu chestia de mai sus. Avem 3e plus 1 pe lângă 3e plus a pe 8e pătrat. Din fericire, numitorul e la fel, așa că putem să scăpăm de el. Și avem 9e pătrat minus 1 egal cu 3e plus 1 pe lângă 3e plus a. Și haideți să desfacem parantezele. Și avem 3e ori 3e înseamnă 9e pătrat. 3e ori a înseamnă 3ea. 3a. Apoi avem 3e și încă un a. Observăm că acesta se reduce și dispare. Apoi, ce mai observăm? Putem să dăm totul într-o parte eventual. Am putea să spunem că avem un factor comun aici, un 3e. Pe lângă a plus 1 plus a, îl aducem pe 1 în dreapta și atunci avem 3e pe lângă a plus 1 plus încă un a plus 1 egal 0 și observăm că noul factor comun este a plus 1 pe lângă 3 e plus 1 egal 0, asta înseamnă că acest produs este 0 dacă paranteza cu A plus 1 e 0, deci în concluzie A este minus 1. Sunt extrem de curioasă cum vi s-a părut subiectul. În afară de acest punct, ce eu zic că subiectul a fost destul de frumos, chiar foarte ușor, mai ales subiectul al doilea. Subiectul al doilea a fost neașteptat de ușor. Însă sunt curioasă care a fost părerea voastră și ce note estimați că veți lua, așa că nu uitați să-mi lăsați comentarii și să profitați de timpul rămas până la examen. Vă doresc mult sper la învățat în continuare!